Fregata Regina Maria a plecat duminică, 22 martie, din portul militar Constanța pentru a se integra în gruparea navală permanentă a Alianței Nord-Atlantice SNMG-2, care operează în Marea Neagră în următoarele 3 săptămâni. Echipajul fregatei românești, alcătuit din 222 de militari, va executa misiuni împreună cu militari din forțe navale ale Bulgariei, Canadei, Italiei și Turciei. Principalele obiective pe care le vom desfășura în cadrul grupării SNMG-2 sunt exerciții de luptă pe toate mediile de luptă, antisubmarin, la suprafață și antiaerian, manevre și evoluții și exerciții de comunicații. Cum ați pregătit această misiune? Este echipajul pregătit, nava pregătită pentru aceste misiuni? Nava și echipajul sunt pregătite, procesul de pregătire al navei și al echipajului a început de 2 luni, din ianuarie. Cum vă considerați dumneavoastră? E prima misiune internațională la care participați în cadrul grupării sau aveți experiență? Mai am experiență, am mai fost în 2 misiuni cu fregata 221 Regele Ferdinand, dar cu fregata Regina Maria este prima misiune. Cât de grea va fi această misiune? Misiunea cu siguranță nu va fi grea pentru noi, deoarece ne-am pregătit și ne-am instruit pentru această misiune. Forțele navale române participă la misiunile NATO de asigurare a securității Alianței în această perioadă, conform angajamentelor asumate de țara noastră față de parteneri. Este o activitate foarte importantă pentru echipajul și pentru fregata Regina Maria, pentru că după o perioadă lungă este prima dată când în acest an de instrucție fregata Regina Maria cu echipajul său se integrează în gruparea NATO permanentă SNMG-2 pe timpul dislocării acesteia în Marea Neagră. Misiunea este de durată, sunt 3 săptămâni de misiune în Marea Neagră și cred că este un element deosebit de important și de onorant pentru noi. Care este obiectivul comandamentului flotei în urma acestei misiuni? Să menținem în continuare nivelul de pregătire pentru navele din flotă. Suntem mândri și în același timp înțelegem responsabilitatea deosebită pe care o avem cu 2 nave în această perioadă, una integrată în Marea Mediterană în gruparea SNMCN Grup 2, Puitorul de Mine și Plase 274, la comanda grupării, și cea de-a doua fregata Regina Maria integrată în gruparea SNMG-2 de data aceasta în Marea Neagră este un semnal deosebit de important pe care flota, forțele navale ale României îl pot transmite tuturor partenerilor, tuturor aliaților în acest context de securitate deosebit și în același timp în contextul în care se duce o luptă deosebit de importantă împotriva virusului COVID-19. Cu echipajul am discutat puțin mai devreme la bordul navei, am explicat toate măsurile pe care le-am luat noi ca și comandament al flotei. Pentru familiile echipajului aș dori să le transmit pe această cale un mesaj de încredere, un mesaj acoperitor cu toate măsurile pe care noi le-am luat să venim în sprijinul familiilor pentru orice situație deosebită care poate apărea pe timpul participării echipajului și fregatei în misiunea aceasta. Înainte de plecarea în misiune, pentru menținerea capacității de luptă a navei și a personalului, la bordul fregatei Regina Maria au fost luate măsurile de prevenire a infectării cu COVID-19 și au fost asigurate materialele de protecție pentru personal, iar echipajul a fost controlat medical conform procedurilor în vigoare. Este o misiune importantă pentru flotila 56 fregate, dar și pentru fregata Regina Maria, care, după cum se vede, după o perioadă de 3 ani de mentenanță, în sfârșit iese pentru prima oară la o activitate de activare în cadrul grupării navale permanente NATO în Marea Neagră. Cu siguranță ați avut în vedere pregătirea echipajului și a navei pentru această misiune. Cum considerați că este pregătită nava, dar și echipajul? La acest moment consider că nava, din punct de vedere tehnic, este pregătită și aptă pentru a executa misiunile, iar partea de antrenament și de instruire a echipajului este la o cotă maximă, întrucât mulți din membrii echipajului au mai participat și la misiuni Sea Guardian sau activări în cadrul Mării Negre de la bordul fregatei Regele Ferdinand. Deci putem să considerăm că nava, atât din punct de vedere tehnic, cât și al antrenamentului, este aptă pentru a executa misiunea. Care sunt așteptările dumneavoastră la finalul misiunii? Cum așteptați să se încheie această misiune? Ca de fiecare dată mă aștept că această misiune se încheie cu brio. Mă aștept ca după 3 săptămâni de activare în cadrul grupării navale permanente NATO, nivelul de interoperabilitate, de pregătire a echipajului să fie la cote maxime, ceea ce ne va ajuta în viitor pentru participarea la celelalte misiuni din iulie și din toamnă la misiunea Sea Guardian din Marea Mediterană.
Participarea celor două nave militare românești la misiunile NATO din Marea Neagră și Marea Mediterană se înscrie în sfera principală a domeniului de activitate al Ministerului Apărării Naționale pentru asigurarea securității naționale și a alianței. Totodată, în contextul actualei crize sanitare, structurile forțelor navale române sunt alături de autoritățile centrale și locale în lupta pentru prevenirea și limitarea răspândirii virusului COVID-19, fiind în măsură să execute o gamă largă de misiuni de asistență și de intervenție în caz de urgențe.